Botoșănenii nu mai au bani pentru locurile de parcare. Așa cum s-a promis, în data de 25 februarie 2015, reprezentanții municipalității au organizat o licitație publică deschisă pentru rezervarea locurilor de parcare de pe mai multe străzi din municipiu. S-au scos la licitație locurile de parcare pentru care nu s-a achitat taxa de parcare pentru anul 2015, conform prevederilor din acordul de rezervare. Am scos 195 de locuri la licitație, am avut doar 14 cetățeni care și-au dorit un loc de parcare în zonele care noi le-am scos la licitație. Ceilalți care nu și-au luat un loc de parcare acolo pot să vină la Serviciul Patrimoniului în orice moment. Locurile rămase libere se vor da prin încredințare directă. Prețul de pornire la licitație a fost de 117 lei pe an pentru persoane fizice la nivelul anului trecut, iar suprafața rezervată pentru un loc de parcare a fost de 8 metri pătrați. Precizăm că durata de rezervare este de 24 de ore.